Este un moment cu totul deosebit, un an școlar deschis într-un moment în care peste emoțiile firești generate de orice deschidere de an școlar se suprapun emoțiile generate de perioada dificilă pe care o traversăm. În Liceul Tehnologic Carol I, Valea Doftanei, sunteți un adevărat exemplu din mai multe perspective considerate obiective strategice în proiectul România Educată. Avem o serie de provocări care stau în fața noastră, care sunt incluse, susținute prin proiectul România Educată, o serie de oportunități unice, prin existența unor resurse financiare în valoare de 3,6 miliarde de euro pe masa negocierilor cu Comisia Europeană, dedicate educației doar acelor capitole care sunt grupate sub tutela proiectului România Educată. Nu vom aștepta aceste fonduri. Vă pot anunța că sunt în evaluare ofertele care privesc demararea lucrărilor, încheierea unui contract pentru o nouă grădiniță în Valea Doftanei. În mod normal, dacă nu sunt lucruri deosebite, acest contract de finanțare va putea fi semnat de Ministerul Educației încă la începutul lunii octombrie. Pentru ca toate lucrurile pe care dumneavoastră, pe care noi ni le dorim să se întâmple, este nevoie de responsabilitate. Aș vrea să vă spun că astăzi pot începe școala cu prezență fizică 99,7% din cei aproape 3 milioane de elevi și preșcolari. Este un lucru extrem de important. Demonstrează înțelegerea importanței școlii. Dar, în același timp, trebuie să dovedim responsabilitate și determinare pentru a asigura în școli acea protecție sanitară care să ne poată permite să ținem școlile deschise o perioadă cât mai lungă, în așa fel încât să nu mai avem acele pierderi pe care le-am înregistrat pe parcursul perioadei de criză sanitară. Pentru asta, mulțumesc încă o dată pentru respectarea tuturor regulilor de protecție sanitară din școli. Amintesc cu satisfacție, chiar dacă este posibil mai bine, că personalul din învățământ, vaccinat într-o proporție de 61%, reprezintă cea mai numeroasă categorie socioprofesională vaccinată. Este un lucru important. Este nevoie însă să continuăm acest proces și sunt convins că îl vom putea continua odată cu începerea școlii. Mai mult decât atât, în ultimele 10 zile s-au vaccinat 10.000 de elevi. Am depășit pragul de 15% proporția elevilor vaccinați. Una din trei persoane vaccinate în ultimele 10 zile la nivel național cu vaccinul Pfizer este elev. Asta îmi dă încredere că părinții vor înțelege cât de important este pentru proprii copii, pentru ceilalți colegi și pentru a se putea derula școala cu prezență fizică, așa cum ne gândim cu toții, să înțelegem că vaccinarea este unicul gest care poate pune capăt crizei sanitare. Toate celelalte măsuri de protecție sanitară, inclusiv testarea, ne ajută să ținem sub control epidemia. Vaccinarea este singurul act care ne ajută să punem punct acestei crize sanitare. Astăzi, 13 septembrie, se deschide școala. Mâine, 14 septembrie, va demara concursul pentru ocuparea posturilor de director în toată țara, cum a precizat domnul președinte Klaus Werner Iohannis. Am asumat că acest concurs va fi derulat strict pe criterii de competență, în așa fel încât la finalul lunii decembrie să putem avea numirea celor mai profesioniști directori în școlile românești, care să înceapă în data de 10 ianuarie, odată cu semestrul 2, un nou mandat în interesul școlii românești.